de diferite vârste. Lucrează la grădiniță educatoarea Șoimul Ludmilo cu un staj de 14 ani. Cu copiii se lucrează pe subgrupe, de aceea că sunt de diferite vârste. Se lucrează mult cu copiii, se pregătește mult material demonstrativ și distribuitiv. Se organizează lucrul pe centre. Mult se lucrează cu colectivul grădiniții pentru a crește o generație tânără și sănătoasă și frumoasă. Sănătatea locuitorilor din comună este în grija Centrului de Sănătate Vasilcău. Acesta are în administrarea sa oficiile medicilor de familie și punctele medicale din satul Trifăuți, Volovița, Ruslanovca, Alexandru cel Bun și prestează servicii medicale pentru locuitorii satului Vasilcău. Centrul este înzestrat cu un utilaj performant care asigură o bună și eficientă activitate a medicilor care își fac munca aici. Centrul de Sănătate Vasilcău dispune de un laborator cu un aparataj modern, un cabinet de vaccin, farmacie, unde sunt aproape toate medicamentele necesare pentru a acorda primul ajutor. Dispunem de medicamente cu preț redus pentru cei care au o poliță de asigurare și medicamente cu, la copii de la 0 până la 5 ani gratis. La Centrul de Sănătate de Vasilcău activează 3 medici și 12 asistente medicale. Deservim o populație în mediu în jur la 5500 de la număr. În satele Ruslanovca și în Undeni, de sănătatea locuitorilor se îngrijește punctul medical Ruslanovca, în frunte cu doamna Aurelia Cebotărean. În comuna Vasilcău mai activează un șir de instituții de cultură, precum o bibliotecă bogată, care în fiecare an își îmbogățește rafturile cu o literatură nouă, căminul cultural din satul Vasilcău și din satul Ruslanovca. Localnicii de aici mai dispun și de unități comerciale și de prestare a serviciilor. Astfel, oamenii dispun de casă de nunți, magazine, baruri, locuri de agrement pentru copii și tineret și piața care activează în fiecare zi de joi. În sat mai activează 2 mori de grâu și 2 oloinițe. Aici vin să-și macine grâul nu numai vasilcovenii, dar și cei din satele din împrejurim. Bătrânii din această comună au mai uitat de unele nevoi de când sunt vizitați de lucrătorii sociali din sat, de care sunt și ajutați pe la treburile casnice. Aici este amplasat și pichetul de grăniceri Vasilcău, care are ca sarcină paza frontierei de stat. De asemenea, locuitorii din satul Vasilcău, Ruslanovca și Inundeni dispun de un șir de servicii, precum cele de transport, servicii veterinare, bancare, serviciul special de intervenție în meteorologie, Soroca și servicii poștale. Oameni deosebiți, personalități de valoare și au începutul din acest frumos și pitoresc sat, dar care cu timpul își duc activitatea în diverse părți ale lumii. Oamenii se duc, alții vin, satul însă rămâne cu obiceiurile și îndeletnicirile sale. O bună parte din vechile tradiții se păstrează în muzeul din satul Vasilcău. Muzeul etnografic Etnos este o instituție care reflectă specificul satului nostru. Aici sunt păstrate datele, tradițiile și obiceiurile naționale. Sunt colecționate obiecte din diferite domenii, țesut, uz, casnic și altele. Datorită obiectelor colecționate în muzeu, elevii noștri au posibilitatea de a-și răsfrânge cunoștințele despre valorile naționale. Acești oameni gospodari care și-au scris istoria cu sapa cresc pe lângă casele lor animale și păsări, unele din ele fiind bovinele, ovinele, cabalinele, etc. O frumoasă ocupație care deja în sute de ani se practică pe aceste pășuni frumoase pline de verdeață este oieritul. Aici ciobenii în sânul naturii își spun durerile și bucuriile în cântec.
la doina mea. Și mă întreabă când mă duc șala la doinița mea, măi. Eu le spun că plec de seară șala la doina mea. Eu le spun că plec de seară, ele plâng de se omoară. Eu le spun că plec în toamnă șala la doina mea. Eu le spun că plec în toamnă, ele râde se omoară. Cântecul a fost cel care a adunat milenii întregi oamenii la bucurie și tristețe. În comuna Vasilcău se mai obișnuiesc acele așezători deodată cu cântec, voie bună, plăcinte, vin și celelalte bucate îndrăgite la moldoveni. Este cel care le spune pe toate, pentru că în el omul se regăsește mereu. Mai la vale de cetate, sunt mai multe sate, frate, Vasilcău și Tifăuți, cu oameni cu harnici cu minți, cu oameni harnici cu minți, mă. Vasilcău și Tifăuți, cu oameni harnici cu minți, cu oameni harnici cu minți, mă. O, mi-a tu ești mândru ca-n povești, nicăieri nu găsești, mă. Dar în anul 32 au pățit ei mari nevoi, nistrul fiind supărat, două sate ai necat, multe sate a dărâmat, mă. Nistrul fiind supărat, multe sate ai necat, multe case a dărâmat, mă. Tu ești mândru ca-n povești, nicăieri nu găsești, mă. Și s-au ridicat atunci de prin văi și de prin lungi, s-au oprit la Hristina să-și continue viața, să-și continue viața, măi. S-a oprit la Hristina, să-și continue viața, să-și continue viața, măi. Și de atunci au zis
va chema. Și de la bun început un setuc a apărut, un setuc a apărut. Să sperăm că o să mai crească, inunde să se numească, inunde să se numească. Să sperăm că o să mai crească, așezarea e frumoasă și mai sunt locuri de casă. Cresc generații, unele se duc, altele noi vin, pentru că aceasta este legea firii, dar copiii, tinerii de aici nu își uită începutul. Astăzi, tinerii din comuna Vasilcău se adună și ei în mijlocul naturii pentru a mai lăsa grijile la o parte. Ei sunt cei care vor duce faima satului mai departe, pentru că ei sunt viitorul nostru. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi da ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei! Bucurați-vă de o viață, de lumina dragostei! Pe parcurs acestei ore nu am reușit să redăm toată frumusețea acestei gure de rai. Deci ei vă poftim la noi în comunitate ca să absorbiți din plin mărgăritarele acestui ploi. Dumnezeu să ne aibă în pază!